Șapte dealeri de droguri din Iași și Cluj-Napoca au fost reținuți astăzi de procurorii de Icot Iași după ce au fost puse în aplicare 10 mandate de percheziție domiciliară în cele două municipii și s-au realizat două operațiuni de prindere în flagrant a inculpaților, în timp ce tranzacționau sau transferau cantități mari de droguri. Au fost identificate și ridicate cantitățile de 40 de kg muguri de cannabis, 12 kg hașiș, aproximativ 120 de grame cristal și o mașină de numărat bani. În momentul pătrundării în locațiile percheziționate, un inculpat a încercat să arunce în vasul de toaletă o parte din cantitatea de drog de risc descoperită, iar un alt inculpat aruncat pe geamul în care se afla suma de 130.000 de euro, fi recuperată de polițiști. Din cantitățile de drog de risc identificată se puteau realiza aproximativ 50.000 de doze a căror valoare este estimată la 800.000 de euro. Procurorii au mai stabilit că în acest an cantități mari de droguri au fost distribuite către dealerii din municipiile Cluj, Napoca și Iași, care la rândul lor au aprovizionat piețele de droguri de risc din cluburi, cămine, studențești și unități școlare.